E foarte greu să translezi în noțiune ceea ce nu are caracter noțional. Poezia nu are caracter noțional, deși folosește noțiunea ca și cărămidă în construcție. Sensul ei final este un sens emoțional, un sens metaforic și vizionar. A confunda materialul cu sensul materialului este un lucru foarte la îndemână și foarte păgubitor. Un om de cultură remarca, mi se pare chiar foarte recent, că s-a pierdut noțiunea cuvântului, simbolului, dacă vreți, de inspirație atunci când e vorba despre poezie. A fost înlocuită cu meditație, luciditate, elaborare și totuși inspirația, zic eu. Și eu sunt total de acord. Inspirația este fundamentul artelor în genere, dar inspirația trebuie înțeleasă ca un salt calitativ, ca o explozie provenită din luciditate, din meditație, din cumulul de luciditate, meditație, travaliu, observație, experiență personală. Ea este exact ca impulsul electric care stârnește fulgerul între doi poli. În momentul în care tensiunea între doi poli se creează, fulgerul apare. Fără fulger nu poate să existe fulger. Și frumusețea furtunii. Să ne oprim deocamdată la fulger, căci de furtună suntem sătui.